Pedeapsa unui măscărici care hulea pe Maica Domnului. În țara Libiei este o cetate ce se numește Iliopoli, în care trăia un măscărici cu numele Gaian. Acela își bătea joc și defăima pe preasfânta născătoare de Dumnezeu la toate jocurile lui. Atunci i s-a arătat lui preasfânta născătoare de Dumnezeu și i-a grăit: "Ce rău am făcut eu ție de mă defăimezi și mă vorbești de rău pe mine în fața mulțimii poporului?" Acela, sculându-se din somn, a rămas neîndreptat, ci și mai mult o defăima. Într-una din zile, iarăși s-a arătat lui preasfânta născătoarea de Dumnezeu, vestindu-i și zicând: "Nu pe mine mă vătă-mi grăind așa, ci pe sufletul tău." Însă acela mai rău o defăima. Apoi, a treia oară s-a arătat lui Maica Domnului, asemenea grăindu-i și sfătuindu-l. De vreme ce nu s-a îndreptat pe sine, ci mai vârtos în joc o defăima, într-una din zile, dormind el la amiază, s-a arătat lui preasfânta născătoarea de Dumnezeu și nimic nu i-a zis, ci numai cu preacuratele sale degete a însemnat amândouă mâinile și picioarele lui. El îndată s-a deșteptat, avându-și mâinile și picioarele paralizate. Astfel, le mărturisește ticălosul tuturor, hulitor numindu-se pe sine. Atunci recunoaște că pentru reaua lui de făimare pătimea unele ca acestea, că prin iubirea de oameni de multe ori a fost învățat, dar nu s-a îndreptat pe sine.